Bună seara și bine v-am găsit la Puterea Cuvântului. În această seară am ca invitații alături de mine pe Janina Micu, candidat la Primăria Craiova, și pe Mihnea Modran, candidat la Consiliul Județean Dolj, ambii candidați din partea Alternativei pentru Demnitate Națională sau pe scurt ADN. Bună seara, bine v-am găsit! Salut, Mihnea! Bună seara! Nici nu știu cu care să încep, pentru că avem multe de povestit în această seară. În primul rând, când ați intrat în viața politică și de ce ați ales acest partid? Pentru că, iată, aveați șansa să mergeți la un partid mai mare, mai bine cunoscut. Deci, eu am intrat de 2 luni în politică. Da? 2 luni sunt, din ianuarie. Sunteți deodată, cu alte cuvinte. Așa, da. Și ceea ce m-a determinat să intru în politică este că ne pleacă foarte mult tinerii din țară, cei care ne pot ajuta, cei mai deștepți oameni, cei mai capabili, cei mai valoroși, și sunt deja din ce în ce pe cale de dispariție. Ceea ce pe mine asta m-a îngrijorat foarte mult. Am un băiat de 20 de ani, mai mult pentru el am luat această hotărâre și atitudine. Nu aș vrea să pățesc exact ca ceilalți părinți pe care îi văd în jurul meu. Sunt și profesor, maestru, instructor la o școală de arte și meserii și văd câtă suferință există la acei copii cărora le-au plecat părinții, sau unde lucrez în cadrul, că sunt și antreprenor de la 19 ani, la toți clienții mei, văd și simt cum plânge sufletul în ei, că din un copil, doi copii le pleacă din țară și sunt ca și singuri. Și rămân acolo, firește, și, pentru că da, au alte posibilități. Da, deci nu mai vor să mai vină. În primul rând, ceea ce îi deranjează cel mai mult și cel mai mult este mentalitatea cu care se fac lucrurile la noi în țară, nu neapărat în Craiova. Această stare de spirit, ca să zic, ADN, la noi acest partid, această organizație este mai mult o stare de spirit, dacă vreți, în cadrul căreia putem să stăm la masa rotundă. Deci noi suntem capabili să stăm la masa rotundă, să vorbim, avem o ierarhie cu niște coordonatori care sunt puși în funcție de meritocrație. Deci asta este, fiecare dă un randament maxim pe domeniul lui de activitate. Care este o noutate în politica românească, aș spune da, eu. Da, este o noutate. Din păcate, în aceste 2 luni, să știți că am văzut foarte multe, ceea ce este greu pentru mine, care am avut o viață roz, sunt în stare să-mi creez spațiu, liniștea în jurul meu interioară, pot să mă descurc singură ca femeie de afaceri de atâția ani. Am făcut și studii superioare, inginer în mediu, master în management, am terminat cu 10, am luat și bursă. Cu toate astea, nu am reușit să obțin în cadrul facultății, la studiile superioare, să găsesc un job așa pe meritocrație. În domeniul meu de studii superioare. Pentru că nu se merge pe meritocrație, se merge pe relații, pe bani foarte mulți, probabil s-au cerut, așa am auzit în jurul meu, nu pot să spun eu asta cu tărie că am întâlnit-o. Eu nu am ajuns până acolo, am preferat să nu ajung până acolo și să mă descurc în felul meu, așa cum îmi place mie să fiu demnă, onestă, dreaptă, să pot să lucrez cu oamenii într-un spirit de echipă, să putem să comunicăm și cu bucurie să ne întâlnim la muncă. De asta mi-am și deschis afacerea mea de la 19 ani, că am lucrat și la stat și la particular, dar nu mi-a plăcut așa cum am fost tratați. Eu am avut până la 13-15 angajați, nu am tratat pe nimeni nici sus, nici jos, nici cum. Ca pe mine i-am tratat ca într-o familie, la școala unde eu activez, așa este pe metoda. Ce fel de afacere aveți? Am un salon de frizerie cu afiură. Au fost mai multe domenii de activitate, dar cu aceste restricții, cu legii, cu pandemie, cu toate cerințele acelea care nu sunt nici măcar în spitale, ceea ce ni se cer nouă la privați, am ales
ales ca să am mai puțină bătaie de cap, să desfințez domeniile de activitate și am rămas doar pe frizerie cu coafură, ceea ce colaborez cu școlile și cursurile de formare profesională ca să vină să primesc acei elevi la mine să învețe meserie. Și credeți-mă că vă spun din suflet, ei vor să învețe meserie, deci ei chiar vor, își doresc din toată inima, toată vara m-au sunat în continuu, că vor să vină la salon să învețe meserie și vă spun cu durere în suflet că nu am putut să-i ajut. De ce? Pentru că nu există formă legală. Se vede, dar nu se vrea. Se pot face foarte multe, noi vrem să învățăm acei copii, sunt foarte multe domenii de activitate și la noi în școală sunt mai multe de cursuri de formare profesională, dar se desfășoară noi la nivel școlar, deci facem niște rezultate fantastice, adică este peste puterea omenească, de ce vă spun? Conducerea este minunată, nu am văzut, ei sunt o istorie, ca și directori, i-am văzut alergând cu sufletul la gură pe coridoare și oricine vine către ei, vă spun din toată inima că ei nu refuză pe nimeni. La noi acolo suntem ca o familie, ca niște oameni cu carte, care rezonăm, discutăm, comunicăm, nu există niciun fel de diferențe. Și asta ați spera că veți face și în cadrul asta primăriei? Asta sunt convinsă că aș putea să fac în cadrul primăriei. De ce vă spun asta? Este cel mai bun exemplu la școala la care eu frecventez, conducerea contează enorm. Deci dacă de la conducere știu cum să pună problema, știu cum să se respecte, pentru că acel respect îl primesc din toată inima din partea noastră ca și colegi de catedră, pentru că se comportă impecabil, te duci cu drag la școală, îți faci meseria și atunci când ești primit așa cu toată inima, ca într-o familie, într-un spirit de echipă foarte, foarte bine structurat, nu ai cum să nu faci lucrurile perfect și la cea mai înaltă calitate. Sunteți o femeie împlinită din punct de vedere profesional. Încă de la 19 ani, așa cum spuneați, aveți propria afacere, aveți un copil deja mare. De 20 de ani. De ce mai candidați, de ce mai aveți nevoie și de această funcție? Că presupun că nu pentru dumneavoastră. Nu, este foarte adevărat. Pentru mine personal aș fi stat și eu foarte, foarte bine într-o stare de confort. Însă, după 30 de ani, observ cum țara suferă. Țara suferă, Craiova suferă, cei care ajung în funcție și chiar la primărie, la noi, nu mi se pare corect atitudinea lor față de oamenii, cetățenii care i-au ales, practic, da? Și teoretic. Și când ei ajung acolo, sunt cumva, ei se văd ca niște dumnezei, iar omul de rând care vine să își arate rănile sau probleme minore care s-ar putea rezolva cu atât de multă ușurință dacă s-ar vrea. Deci nu, chiar nu înțeleg, nu pot să concep, nu-mi dă toate calculele pe care eu le-am încercat să-i scuz, să-i scot, mie nu-mi dau acele calcule în limite normale, de umanitate. Este foarte multă ipocrizie, deci este la cote înalte ipocrizia și aroganța și dacă stăm să ne uităm, sunt oameni de rând care vă spun că au o calitate foarte mare față de mulți care sunt la conducere. Au calitate, au umanitate, au conștiință, au tot ce le trebuie. Sunt oameni care merită să ni se alăture. Cu alte cuvinte, cetățenii Craiovei mai degrabă ar trebui să se axeze pe calitățile candidatului și nu pe un anume partid, da, pe o anumită preferință politică. Știți de ce vă spun asta și vă spun din toată inima. Atunci când facem lucrurile cu bucurie, fără să avem interese ascunse, și gândim cu inima, alegem încă o dată, nu vreau să mă repet, fără interese ascunse, să știți că niciodată nu veți ajunge și nu veți regreta. Dacă vă vindeți pentru mic șobere, cum s-a vehiculat,
vă pierdeți libertatea, vă pierdeți demnitatea, vă pierdeți onoarea, ori în aceste condiții noi nu putem să dăm înainte, să ne dezvoltăm personal, profesional, politic și în toate domeniile. De aceea politica nu este atât de grea și de urâtă cum îi fac acești oameni să pară. Este urât, e imoral să o pui într-o această lumină. Orice activitate noi am dezvolta, ea este, dacă e făcută pe curat, da? Pe curat și pe sinceritate, pe transparență și pe voință, pe deschidere, da? Și viziune, să creăm. Ceea ce nu-mi place la toți colegii mei politici, au o notorietate foarte mare. Sunt oameni care nu contest că nu sunt la nivel foarte înalt intelectual, mai ales în politică, au studii pe așa ceva, dar chiar și așa eu nu înțeleg, mă depășește cum cu atâtea studii, cu atâtea pretenții, ești cineva și oamenii te-au ales, te-au considerat chiar cineva mai presus decât ei, ceea ce nu este corect, că toți suntem în interiorul nostru, stă o putere pe care noi nu o conștientizăm. Adică ei fără noi n-ar avea atâta putere, că noi le dăm atenția, noi le dăm aprecierea, noi le dăm iubirea, că ăștia sunt gesturi de iubire. Suntem cei care îi punem, da? În funcție. Pentru că dacă noi îi alegem, înseamnă că sunt gesturi de iubire care sunt, dacă suntem puțin atenți și realizăm exact reacția oamenilor. Și încă o problemă care m-a deranjat în această campanie și mă deranjează și vreau să o spun, să o propun colegilor mei de campanie, care merg în campanie, să nu se mai folosească de acei sărmani care încă mai au încredere în ei, chiar dacă au fost mințiți, umiliți, abandonați. Cu să nu mai manipuleze. Deci au abandonat. Eu am plâns, am văzut un videoclip al unei colege de la candidatură și s-a postat într-un loc unde era un coș cu gunoi, gunoiul era pe lângă. Poate greșesc, dacă eu greșesc să mă contrazică cineva, dar bănuiesc că e de competența oamenilor care sunt plătiți de primărie să strângă gunoiul ăla, să nu stea acolo. În orice țară civilizată, eu am fost oamenii, într-adevăr, când sunt meciuri, când sunt ce sunt în parcuri, ei consumă, le pun, se umple acel coș de gunoi, nu are unde, trebuie să-l pună undeva, că nu poate să plece cu un gadu de gunoi după el, zic. Da, nu-s de acord să o arunce oriunde, dar era în jurul unui coș de gunoi acea filmare, pentru că a fost foarte plin și se adresa cetățeanului: ia uitați, dragi cetățeni, cum este aici. Și cetățeanul, neinformat fiind și neștiind că trebuia să-i spună: stai puțin că ai funcționat și funcționezi în primărie. Sunt meritele și obligațiile dumneavoastră. Deci cetățenii ar trebui să fie mai bine informați. Da, sigur, sigur că da. Nu au ce aprecie oamenii, tot timpul încearcă să acuze oamenii. Am auzit foarte multe expresii că sunt, nu vreau să pronunț eu asemenea cuvinte negative, că nu e corect față de dumnealor. Oamenii nu sunt așa cum îi cred, că aleg greșit. Nu este vina omului care are încredere în celălalt. Este vina celui care este îl decepționează. Este vina care îl trădează. Da. Acum o să revin la domnul Mihnea Modran, care este candidatul ADN la Consiliul Județean Dolj, la președinția Consiliului Județean Dolj. Ce vă recomandă, ce v-a recomandat pentru această funcție? Ce ați făcut înainte de a intra în politică? Care a fost primul pas în politică, odată cu acest partid sau mai de mult? Nu, istoria mea în politică începe din 90, am fost unul din membrii, nu știu dacă fondator, dar primari ai PNL-ului. Am fost membru al PNL-ului dintre 90 și 94, când am renunțat la acest partid, când a intrat în patrulaterul roșu. Mi-am dat demisia și n-am mai vrut să aud de politică făcută de mine direct până în 2018, când am urmat un grup de tineri, mult mai tineri ca mine, care au mers în Chișinău, exact la 100 de ani de la unirea Republicii Moldova cu România, și am vrut atunci să vedem dacă putem să facem o minune.
De atunci am rămas în politică, m-am orientat spre ADN pentru că este nou, este curat, este altă alternativă la tot ce am văzut până acum. La demagogie este o alternativă în care vin oameni de onoare, este ceva nou, încercăm să construim ceva nou pe baza unor oameni care îi recomandă în special activitatea lor. Și presupun că și pe baza unor principii. Principii morale sănătoase. Profesional, care a fost activitatea dumneavoastră până acum și care este în prezent? Deci am lucrat numai la privat, nu că aș acuza pe cineva care lucrează la stat, dar n-am avut timp de așa ceva. Am fost redactor la câteva reviste doljene și am colaborat cu două reviste naționale. Am fost distribuitor de ziare, am fost anticar, am fost inginer reparații electromecanice, am terminat și facultatea de agronomie și mai nou am terminat și facultatea de medicină veterinară. De ce atât de multe alegeri în scurt timp? Pentru că sunteți un om tânăr. Pentru că efectiv nu toți au fost și au văzut drumul direct, toți am fost bulversați. Credeți-mă, 90-91 nimeni nu credea că industria română va fi rasă de pe pământ. Am crezut în industria română și este rasă intenționat din România. Ori o duc, ori o dezansamblează bucată cu bucată, ori devine fier vechi. Eu zic că este un punct în plus, un punct clar pozitiv, faptul că aveți mai multe specializări, pentru că, iată, le demonstrați tinerilor că flexibilitatea este cea care le poate da reușita în viață. Da, oricând și în ultimul timp am mai făcut un curs pe mediu pentru, dacă ați văzut cum este Craiova, este poluată și nu de mari consumatori și ce zice, de cultura noastră, de simpli cetățeni care aruncă totul pe jos. Se pot face multe în multe care domenii. Care merg foarte mult cu mașina, de loc să prefere bicicleta, pentru că, iată, deja avem nu suficiente și nu foarte bine puse la punct, dar sunt piste pentru bicicliști. Sunt piste, Craiova poate să se mândrească cu așa ceva. Credeți că trebuie investit foarte mult în acest domeniu al educației cetățenilor? Da, educația trebuie primordial luată în calcul. Care sunt principalele proiecte sau planuri la care v-ați gândit pentru județul nostru în următorii ani? Deci județul nostru pe timpuri a fost un județ industrial, agroindustrial. Dacă nu greșesc, în 88 eram al treilea la nivelul țării. Acum nu știu dacă ne aflăm între 35 și 40. Și părerea mea este că se pot face multe chestii industriale, nu neapărat de privat. Vedeți că Uniunea Europeană acceptă atât proprietatea de stat, cât și proprietatea privată. Renault este o fabrică de stat. CEZ-ul este o întreprindere a statului ceh. Dar Consiliul Județean, prin fonduri europene și proprii, poate să facă uzina de reciclare a gunoiului, chiar în zona de vest a Craiovei, unde era platforma de vest, unde tot gunoiul să fie sortat și rezolvat. De exemplu, se pot obține din nou materii prime din gunoi. Se poate folosi compost, care este un îngrășământ ecologic. Vreau să le explicați telespectatorilor, eu știu ce înseamnă și m-a fascinat foarte mult acest concept. Ce este compostul? Compostul este gunoi, practic, un gunoi care transformat. Este menajer, care este transformat în îngrășământ, un îngrășământ calibrat și natural făcut, din care se extrage biogazul care poate fi pus să ardă pentru populație, se poate obține în același timp cu compostul și curent electric. Compostul poate fi folosit ecologic în orice cultură din zona noastră, fără nicio problemă.
se pot scoate din peturi, întorci și se strâng peturile, este adevărat. Dar ele se trimit pe undeva prin nordul țării și prin vestul țării să se scoată o vată ca o melamină, ca o melană ușoară, care se pot face exact în această uzină. Tot aici se pot... Ați încerca reindustrializarea zonei. Da, pornind de la gunoi, ca să vă fiu pentru foarte cinstit. Este o problemă mare și acea groapă de gunoi... Și aia poate fi sterilizată. Al cărei miros cred că deranjează mai mult de jumătate din Craiova. Da, dar această uzină poate să deservească nu numai Craiova. Și poate tot crea și foarte, foarte multe locuri peste 1000 de locuri de muncă. Peste 1000 de locuri de muncă. Există asemenea uzine în nordul Franței, în sudul Germaniei, chiar în Vestfalia este una foarte renumită. Este un proiect extraordinar și așa cum spunea doamna Micu, iată am putea păstra tinerii aici, în orașul nostru, în județul nostru, n-ar mai fi nevoit să plece în capitală sau în alte țări străine. Da, mai putem scoate niște brichete de foc pentru gospodării, pentru alte lucruri care să înlocuiască lemnul și combustibilul solid în gospodăriile proprii și chiar în termocentrale. Ăsta este primul care ar putea să pornească industria, iar agricultura, părerea mea, este că poate fi pornită de la cooperative de achiziție, nu cooperative de producție. Cooperative de achiziție pentru surplusul din satele românești am unor legume, zarzavaturi, fructe care să industrializeze acele lucruri, compoturi, gemuri și să le băgăm în marile marketuri. Cu 4-5 hectare cât are un om nu se poate face primăvară ca să concurăm noi cu polonezii, cu nemții, cu francezii și plus că noi mergem mult, mult de tot pe legume, fructe. Nu suntem ca ceilalți care pun mai mult chimicale decât se face. După rețetele bunicilor, străbunicilor și așa mai departe. Deci iată că veniți cu o idee de a crea ceva și de a crea foarte multe locuri de muncă din ceea ce deja avem. Da, și sub... Și sub sau nu numai patronaj, poate să fie chiar Consiliul Județean să aibă o cotă parte din acțiuni destul de mare. Poate să fie parteneriat public-privat, poate să fie doar al Consiliului Județean cu administrare, într-adevăr, administrare de management privat. Se poate face așa ceva cu contract. O să vă întreb pe ambii acum... Ce vă deranjează la administrația locală cel mai mult? Sunt atât de multe. Deci, în principalele rând, deci, motive pentru care sunteți nemulțumită. Păi, în primul rând, ca cetățean al Craiovei. Da. În primul rând aș începe cu eficientizarea administrației publice în folosul cetățeanului, care, vă spun sincer, lasă de dorit și poate să confirme o lume întreagă. La noi, la primăria Craiova, e un total haos, o mare debandadă. Nimeni nu știe de capul lui când te duci să-ți rezolve problemă pentru un singur... Ați simplifica birocrația? Sigur că da. Deci nu aș mai... Aș elimina în primul rând alergătura omului, da? Du-te acolo, urcă sus, coboară. Îmi cer scuze că am făcut la urcă sus. Așa, deci urcă, coboară, mergi la piață, pe urmă mergi, vină înapoi, du-te la primării în partea aia, mergi în partea la palas, este o întreagă debandadă. Chiar dacă au personal puțin, ar trebui angajați pentru așa ceva să înceapă să ia lucrarea de la bun sfârșit până la, de la bun început până la bun sfârșit. Mi se pare normal, omul nu este familiarizat cu termenii aceia, ei sunt foarte irascibili, nu au educația de a comunica în administrația publică, da? Ei sunt foarte așa revoltați că omul nu înțelege, păi nu înțelege, că omul nu a lucrat în așa ceva și nu are de unde să înțeleagă acel termen, îl trimit la ingineria sau inspecția în construcții.
fugi acolo, vă spun, îi până și se mai și amuză. Eu am pățit-o, da? Am pățit-o pentru că, într-adevăr, nu eram familiarizată cu un termen din inspecția din construcție și mai ales când te văd ori tânără, ori un copil, ori mai neinformat, stau și se uită așa din scaunul lor acolo de la birou și te pun într-o postură din aia foarte urâtă, care nu ne-ar trebui să ne reprezinte, atâta timp cât ei sunt plătiți pentru asta. Ei sunt plătiți din banii publici, nu? Să ne rezolve aceste probleme, nici de cum să ne trateze așa de jenant. Pentru caracterul lor este rușine. Deci vreau să le spun că le este rușine. În primul rând aș începe cu educația celor care lucrează cu omul. În orice domeniu. Lasă de dorit. Chiar și în vânzare, chiar și în administrație, pe unde te mai duci, pe la... aș intra ca să fac un control, să dețin un control și pentru cei care fac școala de șoferi. Da? Acolo este chiar o bătaie de joc asupra tuturor copiilor care încearcă să facă școala de șoferi. Nu-și fac datoria pentru banii care iau. Eu vă spun concret că nu își fac nici orele. Îi prostesc și îi mint pe copii, vină astăzi, vină mâine, stai că așa iau mai mulți în mașină, fac 10-15 minuțele și toată lumea se plânge. Însă totuși școlile de șoferi trebuie țin să de cele mai importante. Este de competența primarului sau se poate implica activ în... Sigur că da, chiar dacă ești privat, nu poți să-ți faci de cap. Deci chiar dacă suntem privați, și eu sunt privată. Dar iată că mulți dintre noi lucrăm la privat, acesta este adevărul și de multe ori administrația județeană, guvernul și așa mai departe se gândește doar la cei care lucrează la stat, într-adevăr. Da, se pot face cursuri de formare și dezvoltare personală și astea ar cam trebui obligatorii, pentru că oamenii nu sunt informați, cei care sunt informați sunt rău intenționați, ar trebui... să existe, nu există. Pentru mine eu nu dau posibilitatea că nu există o rezolvare. Deci o situație de mijloc există, nu este imposibil dacă se vrea. Dacă se vrea, respectul la noi nu mai primează, în loc să ne gândim la ce am putea crea, să fie frumoasă, mai ușoară viața, noi ne gândim să ne judecăm, știi, ce ai făcut tu, ce am făcut eu, ce nu am făcut sau ce am făcut greșit. Nu știu, dacă îți vine cineva și cere sfatul, spune că a greșit. Dacă nu încerca tu să denigrezi, să denaturezi, să altă preocupare nu ai decât să haide să dăm cu pietre. Înțeleg că duceți o campanie curată. Da. Din ce da. Spuneți. Cum a decurs campania dumneavoastră? Pentru că spuneați că vă deranjează foarte mult micul și berea promise sau date, dar nu vreau să insinuez nimic, dar toți știm că au fost împărțite de-a lungul vremii foarte multe produse. Da. Cum a decurs campania dumneavoastră? Cum ați gândit-o? În special în acest context al coronavirusului, pentru că, iată, s-a nimerit într-o perioadă nefavorabilă, într-o perioadă în care nu mai poți lua contact direct cu oamenii. Contactele directe cu oamenii noi le-am avut și le avem în continuare. Cu distanța respectată, presupun, și cu mască. Cu maștile pe față, am comunicat cu ei, am avut feedback-ul lor. Care a fost feedback-ul? În momentul în care au auzit că, iată, există un partid nou, sunt niște oameni care au făcut ceva până la vârsta aceasta și care vor să se implice în societate și în conducerea acestui oraș. Să știți că feedback-ul a fost pozitiv. Pot să spun pe alocuri exuberant, nu peste tot. În schimb, ce a fost diferit față de alte dăți în care am văzut la televizor că n-am mai participat, oamenii veneau cu probleme reale. Și vă spun trei problemele reale care țin și de Consiliul Județean și de Consiliul Local, care le-am aflat în perioada aceasta. Deci intrăm chiar puțin în particularitate.
culele din Craiova, din județul Dolj, sunt la pământ toate. Sunt istoria noastră. Au apărut fotografii și pe rețele de socializare și iată că tot nu s-au luat măsuri la anumite cule. Exact, sunt la pământ. Sunt la pământ. Sunt la pământ la propriu. Al doilea lucru. Parcul grădinii botanice este frumos, este superb, dar cineva, nu știu cine, nu vrea să repună la loc statuia poetului Alexandru Macedonski, pentru că aia a fost pusă acolo, din cauza că acolo a fost casa lui. Este cel mai mare poet român, simbolist. Nu ne cunoaștem istoria. Și nu ne cunoaștem propria istorie. Iar a treia chestie care este făcută de curând, acum și este caldă, cam mare 8 luni, 9 luni, s-a reparat fântâna Popova, care este făcută de Basarab I, refăcută iară de Ipsilanti și de Carol I. Și ghiciți cum au pus în locul de sus, în locul acoperișului unde era inițial șintrilă, după care s-a pus o formă ușoară de lut, acum s-a pus cu ardezie sintetică, verde. Asta trei este o chestie și de, care de prost gust până la urmă. Vindem istorie. Ne vindem trecutul. Considerați că trebuie investit foarte mult în asta, în păstrarea tradițiilor, a obiceiurilor, a monumentelor istorice, care, iată, din păcate, au dispărut peste noapte, fără ca autoritățile să audă sau să vadă ceva? Nu uitați zidul care a fost în fața bisericii, din fața lui colegiului Carol al II. Dar au fost case enorme, case boierești demolate peste noapte. Și acum se ridică blocuri. Între blocuri. Mai bine ne vindem trecutul ca să câștige cineva ceva. Mi se pare la pământ. Pentru că ați adus aminte de aceste zone verzi ale orașului. Sunt foarte puține în Craiova, foarte puține spații verzi. Ce credeți că am putea face în privința asta? Mai avem o șansă să înverzim Craiova? Da. Sunt mai multe posibilități, inclusiv microparcuri între blocuri. Și există și varianta grădinilor suspendate, care este în Rotterdam, da? La noi de ce nu s-ar putea face? Colega mea chiar are un proiect pe așa ceva, este pionieră în domeniu și eu zic că va face ceva foarte frumos în capitolul ăsta. Și cred că nu este nicio investiție foarte mare. Nu. Nu, este doar bunăvoință, iar oamenii care lucrează la DPFL, credeți-mă că știu problema. Ar putea fi implicați chiar și locatarii blocului până absolut. La urmă. Adică toată lumea poate să contribuie, dar iată, trebuie făcut un program pentru așa ceva. Da. Și să știți că Uniunea Europeană oferă fonduri pentru așa ceva. Dacă vă vor alege craiovenii, este o promisiune solemnă tot ce mi-a spus acum în emisiune? Absolut. Ce altceva le mai promiteți? În primul rând, bună credință. În al doilea rând, absolut orice impediment, noi putem să le spunem în față, putem sau nu putem să facem. Dacă vine cineva să-mi spună mie că în 2 luni de zile pune firobuze, adică trolebuze în toată Craiova, eu nu cred asta. Sau dacă le spune că în 3 ani Craiova va avea metrou, nu cred chestia asta. Noi o să spunem că încercăm să ducem cât mai mult din poluare în afara Craiovei. Centura de Sud. Știți de ce este blocată? De un proiect pentru un pod cu 4 sau 6 benzi. Nu este normal așa. Centura de Sud degrevează și centura de Nord și în al doilea rând scade poluarea din Craiova enorm de mult. Ajutăm și satele din jur. Cât de importantă este sănătatea noastră a tuturor, chiar și a celor care ne conduc, care tot aici în Craiova locuiesc. Sunt puțini care își dau seama în momentul ăsta din politicieni.
Revenind la doamna Janina Micu, este deja o obișnuință ca femeile să candideze la primăria Craiova. Și iată cu succes. Pe de altă parte, politica românească nu a dat cele mai bune exemple de femei, ba mai mult, foarte multe dintre ele au ajuns chiar glume pe rețelele de socializare. Cu ce veniți diferit? Cum schimbați opinia publică cu privire la tot ce s-a întâmplat până acum în politica românească? Da. Păi vin diferit cu atitudine. Cu atitudine, cu demnitate, cu onoare și cred că atâta timp cât oamenii nu au motive să mă jignească, eu nu cred că se fac aceste lucruri nemotivate. Este într-adevăr jenant să ne coborâm atât de mult, să jignim, mai ales din partea unor bărbați, să jignească o femeie, indiferent cât ar fi greșit ea. Eu este părerea considerați deplasate este numele foarte de pe rețelele este de socializare? Foarte deplasate, pentru că să vă explic de ce. Eu nu contest că nu au făcut greșeli imense. Bine, în momentul în care devii persoană publică și într-o funcție de conducere, ți-asumi fiecare greșeală. Greșeala ta, da, dar ce vine către tine, acele vorbe și caracterizări și acolo făcute din partea oamenilor, nu cred că așa este, se rezolvă problema. Asta ne determină pe noi caracterul. Este clar că duceți, prin urmare, o campanie curată, da, care nu denigrează alții candidați politici și asta nu poate decât să mă bucure. O să vă întreb și ceva pozitiv legat de femeile care au condus societatea românească și chiar și lumea. Ce model aveți? Model, pot să spun în momentul de față că m-am pe mine. Eu mă pot da un exemplu extraordinar de bun. Nu stăpânesc foarte bine informația despre oricine, nici nu sunt în măsură să spun dacă au făcut sau bine sau dacă au făcut rău. Dacă am să am vreodată de cineva spus de bine, voi veni într-o altă emisiune și vom comenta. Oricum, eu tot ce au făcut bun colegii mei, foștii mei colegi sau colegii de Breazda, oricum eu îi invit să colaborăm. Nu fac diferență de doctrina politică, nu fac diferență de etnie, nu fac niciun fel de diferență. Pentru mine toată lumea este la fel. Atâta timp cât există respect, cât există calitate și cât sunt bine intenționați. Eu așa vreau să cred că toți colegii mei care își fac campanie sunt bine intenționați. Ei așa spun. Și eu aș vrea să cred că dacă noi suntem toți bine intenționați, fără interese ascunse și nu avem nimic de câștigat, da? Că dacă noi, eu ies ca primar, eu nu consider un câștig. Consider o realizare pentru... Poate că salariul din primărie toți, va fi mai mic decât cel provenit din afacerea dumneavoastră. Absolut, cu siguranță. Însă dacă eu voi câștiga la primăria Craiova, eu vreau să scot din această Craiova o echipă, o familie. Toată lumea trebuie să înțeleagă, nu mai este timp și nici loc să mai venim cu răutățile. Către mine eu invit oamenii să vină numai cu planuri, cu proiecte de viitor, să nu aibă interese ascunse și să vină cu ceva concret. Sunt foarte, foarte multe de realizat, orice este posibil. Eu vă spun personal că nu eu singură, Consiliul Local și cu mine, nu există să nu ne putem înțelege. Mie nu mi s-a întâmplat pe unde am lucrat, cu cine am lucrat, să nu ne putem înțelege. Pentru că dacă sunt oameni bine educați și cu bună voință, bine intenționați, credeți că nu se pot înțelege? Pe ce se ceartă. Eu nu înțeleg pe ce se ceartă. Eu nu înțeleg. Vă întreb așa, de ce vă jigniți atâta și vă denigrați și că e ăla așa, că e ăla așa, dacă toată lumea vrea același lucru? Nu înțeleg unde e neînțelegerea. Ce am constatat eu de când sunt în 2 luni în politică, toată clasa politică cea veche o transformă primăria într-o afacere personală. Ei asta fac, o afacere din asta. Păi nu ne-ar fi rușine? Întreb eu așa, nu ne-ar fi rușine
când unii sunt plini de bani, de funcții, de tot ce și-ar putea dori, iar o altă clasă socială suferă cumplit. Cum să pot eu să stau atât de liniștită, să văd că un vecin lângă mine moare de foame, iar eu, ce să spun, mă duc și mănânc singură și uite-te ce bine mie. Știi? Nu mi-este bine când... Nu pot să mănânc, de fapt, dacă nu am cui să-i ofer. Este un lucru minor, nu vreau să intru în detalii foarte mari, da? Pentru că este jenant. Oamenii știu oricum. Ei știu despre ce vorbesc, însă nu vreau eu să le pomenesc. Da? Am o întrebare, pentru că încet, încet ne apropiem de finalul emisiunii. La sfârșitul lunii, craiovenii sunt chemați la urne. De ce se aleagă un partid tânăr, un partid nou, în locul partidelor vechi cu politicieni experimentați? Iată, totuși, domnul Modran a fost de multă vreme în politica locală, dar uneori încărcați moral, aș spune eu. Cred că asta ar fi principalul avantaj al dumneavoastră. Nu, au fost 4 ani dintre 90 și 94. Dar ca să vă spun un lucru cu un egoism al meu, de la ce am pornit din nou să intru în politică? Bunica mea îmi povestea că ei au fost generații de sacrificiu. Tatăl meu și mama mea îmi povestesc același lucru. Acum, din 90 până în zilele de azi, ni se spune că suntem generație de tranziție. Am un copil de un an și jumate. Măcar generația lui să-i se spună că este o generație normală. Să trăiască într-o generație normală. Asta vrem, asta dorim să aducem și să nu mai plece copiii să muncească în Occident, că putem face industrie, agricultură și la noi. Da, și chiar se poate. Eu sunt și de ce nu se întâmplă? Nu se întâmplă pentru că oamenii au impresia că politica este o mizerie. Vreau să vă informez... Adică n-au încredere în partidele noi, în candidații independenți și votează mereu aceleași lucruri? Credeți că aici este problema? Nu, problema este că ei așa au făcut... Nu politica este o mizerie și oamenii care o fac să pară asta, da? Politica este superbă dacă este curată și se fac lucruri constructive. O singură persoană, realizați că o singură persoană, dacă o reușești să o faci fericită, ați văzut ce sentiment de bucurie uriaș este, dar gândiți-vă când putem să facem o Craiova întreagă fericită, pentru că în momentul în care se vrea și nu se pun piedici că sunt alte interese ascunse, nu este uman și normal așa. Și eu le transmit tuturor să se alăture. Greșeala este că oamenii nu se implică în politică, să vadă culisele, să nu le mai permită celorlalți să-și poată face jocurile. Da? Că dacă toată lumea se implică în politică, cine mai este să iese la muncă, știi? Până la urmă, cred că îndemnul principal este ca oamenii să iasă la vot, da, și să le arătați că au alternative. Da. 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 Este într-adevăr în interiorul ADN, fiecare membru are o voce unică, da? Determinată de gradul de implicare și de competențele fiecăruia. Asta este în primul rând ideea, iar vocea fiecăruia membru are greutate direct proporțională cu implicarea și activitatea lui politică și relevantă în funcție de pregătirea profesională și de activitățile specifice. Da? Este normal ca noi să fim puși în funcțiile care ne determină și ne descurcăm cel mai bine, pe meritocrație. Asta este punctul nostru prioritar și cel mai... Înlocuirea în administrația publică locală a cu meritocrație, a mediocrației lăsată în ultimii 30 de ani de către actualii guvernați. Foarte frumos spus și da, sper că poate și în altă emisiune, până nu se termină campania, să discutăm despre acest concept. Până atunci vă doresc foarte mult succes. Mulțumim. Sper să schimbați, așa cum ați promis, ceva în acest oraș și cu siguranță va fi în bine.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune. I-am avut alături de mine în această seară pe Janina Micu, candidat la Primăria Craiova, și Mihnea Modran, candidat la Consiliul Județean Dolj, ambii candidați din partea Alternativei pentru Demnitate Națională. Sunt Oana Cătănoiu și vă doresc o seară cât mai plăcută. O seară frumoasă. Să rămânem.